Și totul se termină. Mediașul conduce cu 2-0 în această serie cu Craiova. Craiova a revenit senzațional, n-a reușit din păcate să ajungă din urmă Mediașul. Repet, ultima decizie, cea de 3 aruncări libere pentru Levar Sils a fost corectă. S-a văzut foarte clar, sunt probleme, însă iată ce se întâmplă. Incredibil, incredibil. La final de meci, jucătorii se iau la bătaie. Și spectatorii au pătruns pe teren, stewardii trebuie să fie foarte atenți. Să sperăm că nu vor fi probleme cu spectatorii aici la Craiova. Dispozitivele puse la dispoziție, puse în sală, mă scuzați, de poliția din Craiova. Sper să fie ok. Bureau aleargă la vestiare. Iată și jucătorii fug la vestiare. Incredibilă situație. Jucătorii coboară la vestiare. Marcel Center își face cruce. N-am mai văzut de mult așa ceva pe un teren de basket. Sutrada Abramescu, vă mulțumesc că ați rămas alături de acest frumos sport. Din păcate, se întâmplă și astfel de lucruri în sălile noastre. Vă las cu handball-ul Odorhei versus Potaie Saturda în Liga Masculină. La revedere!